Vă vedem des pe scenă, ne-am obișnuit, dar în sală nu ne așteptam. Păi, știi care e faza? Eu, în costumul meu național, puțin mi se văd formele și puțin se vede cât de slabă sunt sau cât de lucrată sunt la sală, pentru că, na, costumul îmi impune o anumită statură și un anumit respect, nu pot să apari oarecum, dar fac asta de 4 ori pe săptămână și când pot în fiecare zi, în afară de sâmbătă și duminica, pentru că atunci fac sport din ăsta la evenimente. Și vreau să spun că am prins drag pentru că văd rezultate. Vreau să știu dacă fata dumneavoastră, cea mare, a venit vreodată la sală sau vă urmează sau... Erica face sală, dar ea m-a determinat să fac sală. Știi că o duceam în fiecare, de 3 ori pe săptămână o duceam la sală, eu. Și îi spuneam, Doamne, mama, mie nu-mi place să merg la sală, nu... Mi se pare așa, nu știu, că e un chin sala. Și ea mi-a zis, dar ea încearcă, o să vezi că prins drag, îți place. Chiar o să simți nevoia. Și la îndemnul ei am mers la sală și îi mulțumesc din suflet. E... Încolo de îndemnul fiicei, spuneți-mi dacă a fost o motivație exterioară, nu știu, vi s-a părut, ați avut vreun complex, vi s-a părut vreodată că nu mai merge rochița, nu mai vine bine? Bianca, eu îți spun un secret, eu dacă am, în primul rând nu am complex, niciun fel de complex, așa, nu am complexe, așa, și dacă am avut ceva care să nu-mi placă la mine, am remediat lucrul respectiv, eu am o vorbă, intru în service și remediez problema, adică nu sunt genul de om care să... Stau să fac să am o frustrare, să capăt o frustrare pentru că nu știu ce nu-mi place la mine. Nu dați timp frustrărilor. Nu. Concentrată, Emilia, foarte bine. Inspirăm. 3, 2, 1. Ne revenim. Inspirăm, expirăm. În ceea ce privește operațiile estetice, ați apelat sau ați vrea să apelați vreodată? Singura operație estetică pe care o am, eu nu am o... Sunt fan chirurgie estetică pentru că în ultimul timp chirurgia estetică a prins amploare exact, a evoluat foarte mult și ar fi și păcat să nu profităm de lucrul ăsta atâta timp cât putem opri timpul în loc sau măcar întoarce câțiva ani dacă se poate lucrul ăsta, dar deocamdată eu nu am avut nevoie de operație estetică la față, ca să înțeleagă toată lumea care tot comentează. Singura mea operație estetică este operația de sân, de augmentare mamară, pentru că normal am 3 copii, un băiat de 24 de ani, după 3 sarcini pe bune, adică na, nu poți să arăți, să mai arăți cum arătai la 20 de ani. Cât petrece zilnic în fața oglinzii? Oh, când trebuie să plec la evenimente, Doamne ferește, în camera mea unde stau 3 ore, fai de viață, până mă machiez, până mă aranjez, până îmi pregătesc tenul, până îmi fac părul. Sus și 10, 9, 8, 7, nu ai voie să te oprești, haide că ești puternică și 3, 2, 1, stop, revenim. Sunt scorpion, am mai spus asta, sunt foarte geloasă, extrem de geloasă dacă îmi dai motive să fiu geloasă. Dacă nu mi-ai dat motive să fiu geloasă, sunt cel mai cuminte om de pe planetă. Sunt omul discuțiilor, adică în momentul în care consider că ai făcut ceva greșit sau consider că tu greșești undeva, eu discut cu tine și îți explic. Îți explic o dată, de 2 ori, de 3 ori. Dacă văd că n-ai înțeles, las lucrurile așa. Dacă mi-ai greșit și dacă nu, continui în... Adică eu te atenționez în momentul în care tu greșești, când văd că ai greșit, știi? Îți spun, te rog frumos, îndreaptă-te acolo, că nu e ok pentru tine, pentru noi ca relație. Dacă tu nu vrei să iei atitudine, atunci eu stop, am pus stop și din momentul ăla s-a terminat tot. Și să te ferească Dumnezeu să te urască un scorpion, adică asta să nu te mai... Sunt punctul acesta în care da, să la mine nu există. Să urâți? Da, da, nu știu dacă urăsc, dar nu, eu... iert, dar nu uit. Și cu asta am spus tot. Nu știu să uit. Cu siguranță nici să iert. Eu spun că am iertat poate din gură, dar așa cu sufletul cred că n-am iertat niciodată. Ce n-ați putea ierta niciodată? Chiar ar fi ce n-aș putea ierta niciodată? Pe bărbatul meu, dacă l-aș prinde că m-ar înșela, da? Aș sta, uite, așa singură într-o cameră și m-aș gândi, bă, frate, ce calități are omul ăsta? Asta, 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 asta. Are o aventură sau are o relație? Are o aventură. Ok, s-a întâmplat odată, mi se poate întâmpla și mie. Odată, de 2 ori, mă rog, așa. Ce este el pentru mine și dacă m-aș despărți de el, să zicem că m-aș despărți. Dacă toată mea mă despart de el, gata, îl las. Așa, e foarte simplu. Caut, găsesc altul, da? Păi ai impresia că la nu o să facă tot așa? Sau ai senzația că la o să fie perfect și o să fie... Nu, o iau de la capăt și încerc să-l învăț ce l-am învățat pe el 11 ani, nu? Sau cum am învățat el să fie cu mine 11 ani. Nu, aș ierta. Dacă omul de lângă mine, o spun cu toată sinceritatea, merită lucrul ăsta, chiar l-aș ierta. Și eu cred că nu există femeie care să nu fi fost înșelată și nici bărbat nu cred că există. Că până la urmă bărbații înșală cu femei. nu înșală între ei, adică până la urmă asta e ideea, știi? Spăra foarte tare. Imaginează-ți un om de 1,55 și unul de 1,90. Imaginează-ți, făcând sală în fiecare zi, da? Și eu sunt exact cum e, știi, albina aia care te bâzie, zzz, știi, așa, și le enervez. Și dau în el, dar eu dau cu toată forța mea dacă mă enervează. El râde, mă, dar râde, tu știi cum? Și cred că e mai frustrant. Imaginează, mai rău mă enervează.